În contextul creșterii numărului de cazuri de COVID-19, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, cu suportul Jandarmeriei, Poliției Locale și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta, au continuat activitățile de verificare, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei. În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în municipiul Drobeta, Turnu-Severin și localitățile aparținătoare, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței gospodăriei în intervalul orar 20:05 cu următoarele excepții motivate. Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință, gospodărie și locul unde se desfășoară activitatea profesională. Deplasarea pentru asistență medicală, care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente. Deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii, al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei. Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea sau însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori deces al unui membru de familie. În ultimele 24 de ore au fost verificate 2891 de persoane și peste 70 de societăți comerciale cu privire la respectarea măsurilor impuse în această perioadă, obiectivul urmărit fiind siguranța cetățenilor. În urma activităților desfășurate, au fost aplicate 24 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de 5.000 de lei. De asemenea, au fost verificate peste 140 de mijloace de transport în comun. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator, ori o declarație pe propria răspundere. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, gospodăriei, locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.